RFI. Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii. Bună ziua și bun găsit la RFI. Ca în fiecare marți discutăm despre asigurări, despre produse de asigurare, cum ne putem feri de anumite riscuri, cum ne pot ajuta asigurările în diferite situații. Alături de mine este astăzi domnul Antonio Babetti, director general Globasig Broker de Asigurare. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Sunteți reprezentantul unui broker de asigurare din piața românească. În principiu, dumneavoastră sunteți primul, să spunem așa, care ia contact cu clientul și simțiți cel mai bine care sunt nevoile, ce linii de asigurare preferă și ulterior găsiți și soluțiile adecvate. În principiu, aș vrea să începem prin a vă întreba care sunt preferințele românilor în materie de asigurări. De obicei știm că ei se limitează la asigurările auto, dar sperăm că lucrurile totuși vor evolua și vor găsi și alte linii de interes, pentru că în piață oferta este destul de cuprinzătoare. Într-adevăr, românii preferă asigurările auto, din păcate spunem acest lucru. Sperăm și noi de câțiva ani, dar și în perioada ceva următoare, ca acest trend oarecum să se schimbe. Românul întâi își protejează mașina, casa și abia ulterior viața și sănătatea lui. Ca și asigurări preferate, în acest moment vorbim exact cum a spus noastră RCA. Acolo, da, că ar fi o asigurare preferată, cred că este un pic discutabil, pentru că este obligatoriu. Preluat exact termenul folosit. Okay. RCA că este obligatoriu, după care urmează polița casco, cea de locuințe, răspunderile. Cam astea sunt prioritățile în momentul ăsta, că sunt dictate de mediul economic, că sunt dictate de actuala educație a pieței. Asta e realitatea. Din păcate, ne orientăm către bunuri și nici de cum către viață și sănătate. O să pun accent în cadrul acestei discuții foarte mult pe acest aspect. Cred că situația e ușor diferită față de piețele externe, să le spunem, dezvoltate. Evident. Unde de obicei asigurările de viață generează undeva la 50% din tot ce încasează asigurătorii în fiecare an. La noi acest procent de obicei, sau nu de obicei, conform ultimelor statistici, se situează undeva la 25%. Și a rămas cumva la un nivel constant. Asta arată de fapt cât de mult se îndreaptă oamenii către astfel de asigurări și acolo trebuie să amintim că sunt incluse și alte tipuri de asigurări de viață, încheiate de firme și așa mai departe, care nu reflectă preferința clientului final. Cum vedeți asigurările de viață în viitor, din perspectiva unui broker de asigurare, evident? Să sperăm că lucrurile se vor schimba și că și brokerii de asigurare se vor orienta din ce în ce mai mult către aceste tipuri de asigurări, către asigurări de viață, către asigurări de sănătate. Noi, ca și broker de asigurare Globasig, am făcut oarecum această deschidere începând cu anul 2015, chiar dacă au necesitat destul de multe resurse financiare, pentru că aici vorbim de profesionalizarea echipei, de schimbarea mentalității, de educarea echipei, vorbim de și cum ne percepe pe noi clientul din poziția de broker și care încercăm să-i vindem o asigurare de viață. Eu spun că dacă vom avea consecvență și răbdare în acest demers, pe viitor și noi brokerii vom putea să punem numărul la creșterea pieței pe aceste segmente sau pe acest segment. Până în prezent știu că ori nu a existat o orientare din partea brokerilor față de asigurări de viață, pentru că, așa cum ați menționat, presupune și niște investiții suplimentare, mă gândesc, în principal în pregătirea oamenilor. Pregătire. Și nici asigurătorii nu au fost foarte deschiși către aceste linii. Ne puteți spune de ce sau care au fost elementele care au împiedicat o dezvoltare mai accentuată a vânzărilor de polițe de viață prin brokeri? Unul din argumentele, l-am pomenit mai devreme, este vorba de resurse și orientare, pentru că necesită aceste resurse către profesionalizarea echipei, iar reticența asiguratorilor de a promova aceste tipuri de asigurări prin canalul, prin cel mai important canal de distribuție, asigurări, mă refer aici la brokeri, se datorează
anumitor politici interne de a nu face acest lucru, de a nu promova aceste tipuri de asigurări. N-aș vrea să intru prea mult în detalii și să vorbim de situații ceva mai delicate. Am înțeles, dar în tot acest context, brokerii au crescut de la an la an, adică ei și-au făcut simțit din ce în ce mai mult prezența, cum spunea, sunt cel mai important jucător pe piața distribuției de asigurări, ceea ce presupun că arată și o orientare a clienților către broker, către consultanță. Este adevărat? Este adevărat și veți vedea în anii ce vor urma că lucrurile se vor schimba. Vorbim cu mai mulți colegi din piață, suntem din ce în ce mai mulți dintre noi suntem interesați de acest segment și clar au fost puse bazele mai multor proiecte în acest sens. Deci clar lucrurile se vor schimba. Până acum v-am ținea foarte mult de profesionalizarea echipei de oameni, de specialiști în acest domeniu, specialiști pe care cel mai la îndemână ne era foarte ușor să-i luăm din cadrul societăților. Numai că pe asigurări de viață este puțin diferit față de asigurări de generale pentru acești specialiști. Ca atare, cum spuneam noi ca broker, încercăm să investim acum în profesionalizarea propriei echipei, să ne formăm proprii oameni. Nu este ușor. Vom vedea dacă vom avea și succes. Credeți că nivelul de intermediere, înainte de a adresa întrebarea, trebuie să reamintesc că undeva la 60% din tot ce înseamnă asigurări comercializate în România sunt prin intermediul brokerilor. Cum credeți că va evolua acest indicator în anii ce vor urma? Da, într-adevăr, cel mai important canal, cum ați spus, 60% din piață este prin acest canal. Eu cred că și în 2016 vom crește și vom ajunge undeva, sper să nu greșesc, undeva la 62-63% din total piață, însă am ceva rețineri vis-a-vis de 2017. Dacă vă întrebați de ce, datorită accentului pus de către asiguratori pe propriile echipe de vânzători, dar și nou cod fiscal ce îngreunează oarecum activitatea asistenților în brokeraj. Și aici vom vedea dacă vom putea depăși aceste două mici inconveniente. Dar revenind la 2016, cred că și în anul acesta vom crește. Da, există și voci optimiste care anunță o depășire a pragului de 70%, el fiind de altfel deja depășit pe partea de asigurări generale. Tocmai această intermediere mai scăzută pe asigurări de viață, cum discutam mai devreme, ține gradul total de intermediere, să spunem, mai jos. Ați menționat și asigurările de viață, la fel un produs care teoretic ar trebui să aibă foarte mult succes. Practic, în România, de-abia acum am văzut niște schimbări ale legislației care încurajează comercializarea de polițe de asigurări de viață și ajută clientul să beneficieze și de o anumită deductibilitate. Cum le vedeți pe viitor? Exact cum a spus, legislația actuală vine în ajutor și acea deductibilitate mărită. V-am spus, noi credem că această piață în sine, piața de asigurări de viață și de sănătate va crește, dar și că ponderea vânzărilor pentru acest canal va fi și el pe un tren ascendent. Vom vedea, pentru că cel puțin în țările vestice, trendurile pe asigurări de viață e un trend puțin schimbat față de până acum câțiva ani. Chiar vorbeam cu cineva din domeniu și îmi spunea că tinde să scadă foarte mult perioada asigurată. Și dacă eram obișnuiți cu perioade foarte lungi pentru asigurări de viață de până la 30-30 de ani, am înțeles că actualul trend este să ne apropiem undeva la 10-15, maxim 20 de ani. Aici vorbim de o preferință a clienților sau o strategie a asigurătorilor? Strategia asigurătorilor. Știu că în prezent există anumite probleme, sau n-aș putea neapărat să le numesc probleme, mai degrabă provocări, pentru că trăim într-un mediu cu investiții foarte scăzute și pentru produsele de asigurare de viață cu componentă de economisire, de obicei asigurătorilor le este mai greu să producă acele randamente promise clienților și mă gândesc că ar putea fi un motiv pentru care au avut o schimbare de abordare. Și că le este foarte greu ca pentru polițele încheiate cu în urmă cu 15-20 de ani să mai aducă aceste randamente în zilele noastre.
Da, să sperăm totuși că economia își va reveni și că ne vom putea reîntâlni cu acele produse și acele randamente promise în urmă cu 10 ani înainte de declanșarea crizei financiare. Următoarea mea întrebare este una destul de delicată, aș putea spune, pentru piața locală. Ne place tot timpul să discutăm despre prețuri. Cât de sensibil este clientul din România la prețul unei polițe de asigurare? Presupunând că el întâlnește un produs bun pe care îl pune în balanță cu unul, poate nu la fel de bun, dar la un preț mai scăzut. Care va fi alegerea lui de obicei? Din păcate, și spun din păcate că se pare că experiențele nu ne-au ajutat foarte mult, de-a lungul timpului s-a dovedit că nu e cel mai important criteriu, prețul. Dacă mai ne mai gândim și la ceea ce s-a întâmplat cu Astra Asigurări, când știm foarte bine ce politici de prețuri practica această societate, se pare că tot nu am înțeles cu adevărat, și mă pun aici în pielea clientului, că prețul nu este întotdeauna cel mai important. Cred eu că, și plecând aici de la ideea că la asigurările RCA este determinant prețul. De multe ori se propagă și în partea polițelor facultative, că este cauzat și de alți factori. Din păcate, asta e realitatea. De aceea e foarte important rolul unui consultant de asigurări, iar noi, în poziția de broker, suntem consultanți de asigurări, să venim în sprijinul clientului și să explicăm toate dezavantajele alegerii unei polițe de asigurare prin prisma prețului. Eu cred că în viitorul apropiat, odată cu profesionalizarea echipelor de vânzători, odată cu educarea clientului, se va ajunge ca consumatorul să aleagă nu prin prisma prețului. Prin prisma altor aspecte, de ordin al acoperirilor, de ordin al riscurilor speciale, riscuri specifice, franșize sau sunt multe alte aspecte. Aici cred că intervine și un alt aspect, și anume flexibilitatea unui produs de asigurare, și mă refer aici în special pe partea de retail. Pentru companii, de obicei știm că asigurătorii sunt ceva mai flexibili, mai negociază anumiți termeni, anumite condiții și așa mai departe. În schimb, pe partea de retail nu știm dacă există aceeași flexibilitate a produselor. Într-adevăr, pe partea de corporate există flexibilitate și adaptabilitate la specificul asigurării sau solicitării clientului. Pe partea de retail, de obicei, polițele de asigurare sunt standard sau neapărat standard ca și categorii. Avem variante de basic și eventual variante ceva mai cu mai multe riscuri acoperite, gen premium. Dar acolo nu există acea flexibilitate, poate prin prisma prețului, că tot l-am amintit mai devreme. Mai greu în cazul polițelor de retail să găsim acea flexibilitate și acea adaptabilitate la riscurile speciale ale unui client. Dar clienții au avut astfel de cereri specifice? Să spunem, evident, dând un exemplu banal, aș spune, dacă cineva vrea să-și încheie o poliță casco, pentru majoritatea riscurilor, mai puțin cel de furt. Pentru că el, din diverse motive, consideră că nu i s-ar putea întâmpla așa ceva, nu știu, are un garaj, își ține mașina într-un loc sigur. Există posibilitatea la mai mulți asiguratori de a elimina partea riscurilor importante, să le spunem, că dacă să ne raportăm la riscuri importante, vorbim de furt și vorbim de daune. De coliziune, în principiu. Da, exact, da. De că ambele sunt daune și de coliziuni sau de orice alt eveniment în afară de furt. Există asiguratori care pot elimina aceste riscuri de bază. Da, asta e o veste bună și... A existat. Când mi-ați adresat întrebarea, gândul meu mi-a fugit la o poliță de property. Fiind axat foarte mult pe partea de non-auto, gândul mi-a fugit mai mult la o poliță de retail property. Și acolo înțeleg că de obicei Acolo e ceva mai greu. Acolo aproape deloc nu există astfel de cazuri. De aceea am direcționat răspunsul în partea respectivă. Care ar fi preferințele clienților legate de partea de property? La ce riscuri, să spunem, ce riscuri caută în general ei să-și acopere și care ar dori să le treacă puțin cu vederea când încheie o asigurare? Tot vorbeam de această neapărat dorință, această prioritate a românului de a-și asigura bunurile.
în primul rând, bunurile, ca atare chiar și în cazul unei polițe property, în primul rând se gândește la construcția clădirii și la bunurile aferente acesteia. Ce în ultima vreme se gândește oarecum și la daunele provocate terțelor persoane, în speță vecinilor, dacă ne referim la un bloc de locuințe. Din păcate, încă nu mulți conștientizează riscurile, cum putem să cităm pe cineva, acel mare cutremur, că ne paște sau nu ne paște, ne dorim cu toții să nu vină, dar mulți merg și pe premisa că nu se poate întâmpla și chiar trec cu vederea acest aspect. De multe ori avem probleme, întâmpinăm probleme în discuțiile cu clienții și nu pot înțelege clasele de risc seismic în care sunt încadrate acele clădiri. Revenim la rolul consultantului, încercăm de fiecare dată să le prezentăm cât mai succint și obiectiv toate avantajele și dezavantajele unei polițe de asigurare și cu timpul să... Bine, noi aici de obicei ne gândim la pericolul cel mai mare care ne paște locuința, și anume un cutremur, dar sunt foarte, foarte multe alte situații în care am putea avea de suferit. Inundațiile, în primul rând. Exemple recente, exact, legate de inundațiile care au avut loc prin diverse părți ale țării. Există și o asigurare obligatorie care în momentul de față cred că are o acoperire de 20% în numărul total de locuințe din România. Cam 20-25%. 20, da. Puțin, ținând cont că este vorba de o asigurare obligatorie, întrebarea care se pune este, de fapt, acei oameni care își fac o poliță de asigurare obligatorie se asigură și facultativ? Pentru că valoarea locuinței nu este acoperită corespunzător, aș zice, doar prin polița obligatorie. Din păcate, nu toți dintre aceștia apelează și la sau solicită și încheierea unei polițe facultative, în ciuda faptului că încercăm de fiecăruia să-i explicăm avantajele. Și ca atare, o poliță de 10 sau 20 de mii de euro nu este acoperitare în cazul unei daune totale, mai ales vorbind de inundații care au provocat aceste daune totale. Și vorbim de trei riscuri catastrofale: cu tremur, alunecări de teren și inundații. Incendiu, care este un pericol poate la fel de mare, nu este acoperit. Nu este acoperit prin poliția obligatorie, dar poate fi acoperit prin cea facultativă. Și mai vorbim aici de alte riscuri uzuale, cum ar fi inundația de la vecini sau inundația de la conducte sau furtul din locuințe, la fel nu sunt acoperite, exploziile nu sunt acoperite de polița obligatorie. Și trebuie să conștientizăm cu toții că această poliță obligatorie acoperă doar în limita respectivă de 10-20 de mii de euro și doar acele trei riscuri care le-ați menționat: cutremur, inundație și alunecare de teren. Atât și nimic mai mult. Este prețul unei polițe de locuință o problemă, să spunem? Este un factor care determină clienții să nu își încheie o poliță facultativă? Nu cred că prețul este o problemă, pentru că dacă ne raportăm acum 10, 12 ani, 14, când am început eu în asigurări, prețul unei polițe pentru asigurare de locuință, ca și cotă aplicată sumei asigurate, era poate de 4-5 ori mai mare. Deci, în ultimii 14 ani, și mă raportez strict la activitatea mea, această cotă a scăzut de aproape 5 ori. Nu prețul cred că este marea problemă, poate și legislația actuală cu obligativitatea încheierii acestei polițe, dar cred că o altă problemă este legată și de consultanța care îi se oferă, dar și de conștientizarea clientului asupra riscurilor la care se supune dacă nu are. Deci sunt mai multe, e un cumul de motive pentru care aceste polițe facultative, și nu vorbim aici de cele 1,7 de care pămâneați mai devreme, aproximativ 20%, aceste polițe facultative nu sunt încheiate într-un număr mai mare. E un cumul de factori, dar nici de cum, dați-mi voie să spun că nici de cum nu cred că acesta este prețul. Da, din păcate, pentru că vorbim, cu asigurare casco sunt convins că ar costa mult mai mult decât o poliță de locuință și asigură o valoare mult mai mică, de fapt. Ce-i drept, mașina, să spunem că este supusă mai multor riscuri. Da, dar nu în mașină locuiești, nu în mașină, ai propriul cămin. Și aici dați-mi voie să mai fac o paranteză, vorbim de o locuință, să luăm o medie... O sumă asigurată medie de 40.000 de euro cu niște bunuri aferente de aproximativ 10.000 de euro, prima pentru astfel de poliță costă undeva între 60 și 70 de euro. Adică... E o sumă destul de accesibilă, spun eu. Tuturor categoriilor sociale, cred eu, din România. Da, într-adevăr.
Pentru că am menționat mai devreme de casco, aș vrea să explicați celor care își încheie o astfel de poliță, mai ales că este atât de populară și atât de solicitată, cam la ce ar trebui să fie atenți atunci când caută un contracasco. Înainte să vă răspund exact la această întrebare, o să vreau să spun că trăim într-o eră a vitezei și că există foarte multe pagini de condiții și metodologii și de aceea e foarte important ca acei clienți să aibă un consultant care să le explice toate aspectele unei astfel de asigurări și că dacă nu face acest lucru s-ar putea să se pripească și de multe ori să aleagă poate în contrar intereselor sale. Revenind la întrebare, trebuie să fii atent la franșizele respective, la riscurile acoperite, la clauzele speciale. Ar trebui să treacă, să fii atent la mai multe aspecte, dar din punctul meu de vedere ar trebui să treacă prin toate condițiile. De aceea revin și spun, ar fi foarte bine pentru el să aibă un consultant și acela să fie profesionist. Referitor la franșize, să spunem, apariția lor este relativ recentă și când spun relativ, cred că au apărut în practică acum 6-7 ani undeva. Puteți să mergeți puțin mai înainte. Poate chiar doar mai că nu erau atât de folosite de către toți asiguratorii. Exact. Cum au primit clienții? Adică sunt deschiși la aplicarea unei franșize, la anumite riscuri? În primul rând, poate ar trebui să explicăm ce înseamnă o franciză, pentru că mulți nu cunosc. Franciza este partea dintr-o posibilă daună suportată de către client. În momentul când se aplică aceste franșize, de multe ori se diminuează prima de asigurare, iar strategia, gândirea asiguratorului este de multe ori de a conștientiza și clientul că este totuși responsabil, chiar dacă are o poliță casco, este și el, în aceeași măsură, și el responsabil. Noi facem greșeala de multe ori ca și conducători auto, de a spune că dacă avem casco și RCA, chiar nu ne mai interesează absolut nimic. RCA-ul pentru dacă lovesc pe cel din față, am casco pentru mașina mea. Ia ca noile schimbări privind legea RCA, precum și atenția sporită acordată de către asigurator către daunele provocate de casco, s-a ajuns ca să resimțim această irresponsabilitate. Și că trebuie să conștientizăm că polița casco nu este încheiată oarecum pentru riscuri minore, ci pentru riscuri ceva mai importante. Și că și noi trebuie să fim responsabili și în continuare, în ciuda faptului că avem lipsa unei infrastructuri și multe lucruri de care noi ne plângem cu adevărat, trebuie să fim responsabili în trafic. De acolo pleacă absolut totul. Aici cred că problema merge mai în profunzime. Știu că am întâlnit chiar cazuri destul de recent când anumite persoane solicitau despăgubire pentru propriul vehicul arătând polița RCA. La nivelul la care avem în ziua de astăzi acces la informație, cred că este... Totuși puțin este, deplasat. Exact, puțin deplasat. Tocmai de aceea spun că sunt lucruri elementare pe care probabil mulți dintre clienți nu le cunosc sau cei care nu au intrat în contact cu asigurare sau nu au discutat cu un specialist nu au avut cum să le afle. Aș vrea să trecem mai departe cu discuția, să vă întreb puțin despre activitatea pe care ați derulat-o în ultimul an sau în ultima perioadă. Știu că ați fost în plin proces de dezvoltare a echipei. Cum a decurs acest proces? Ați găsit oameni dispuși să lucreze în brokerajul de asigurări? Cam care ar fi cerințele pe care ei trebuie să le îndeplinească? Ok. Voi spune pe scurt, da, suntem în proces de aproximativ 6 ani pe același trend crescător, între 40-50% creștere în fiecare an. Ne-am mărit și echipa, nu foarte mult, pentru că de obicei căutăm, nu căutăm neapărat volumele, ci oamenii, pe care ulterior noi să-i aducem la un standard de profesionalizare destul de ridicat. Referitor la oamenii pe care sau personalul pe care încercăm să le recrutăm, noi recrutăm de pe două linii, și cei cu experiență în domeniu și cei care nu au experiență în domeniu.
Și aici să fac o mică paranteză, jumătate din angajații, și vorbesc angajații Globasig, nu au avut la momentul în care au început activitatea în cadrul companiei noastre, nu au avut experiență în acest domeniu. Mai mult, 20% din asistenții în brokeraj, la fel nu au activat în această industrie, înaintea parteneriatului cu noi. Și de aceea v-am spus că mergem pe două segmente, unii cu cei cu experiență și unii experiență zero, poate chiar și în câmpul muncii, experiență zero. Dorim de multe ori să luăm oameni de la zero, să le formăm noi propria filozofie despre asigurări, încercăm să nu preluăm din altă parte acești oameni. Însă este destul de... Nu e chiar ușor să recrutăm astfel asta de oameni? Asta era o întrebare, pentru că domeniul asigurărilor, cel puțin pentru perioada sau în perioada în care am fost student, era cumva necunoscut. Nu existau nici studii în domeniu, nici nu luase în contact, nefiind un potențial client pentru vreun asigurător, probabil nu mă căutase cineva să-mi vândă o poliță de asigurare. Am ajuns totuși să lucrez în domeniu printr-un cumul de circumstanțe, dar știu că tinerii nu erau foarte interesați. Nu știu dacă mai este cazul și în prezent. Dacă mă întrebați pe mine, exact cum v-am zis, nu sunt ușor de găsit, dar credem noi că odată cu aceste programe educaționale care ușor se desfășoară atât în licee cât și în instituții superioare de învățământ, vor aduce la o mai mare mediatizare a acestei industrii și în rândul absolvenților. Chiar și eu vorbeam cu colegii mei de un astfel de proiect, bine, deocamdată e la stadiu de proiect, da. Și atât, de a atrage absolvenți de studii superioare către compania noastră în diverse poziții, nu neapărat doar de vânzători. Cel mai ușor ne este să-i atragem și să-i aruncăm în marea piață a vânzărilor. Ne dorim chiar să-i integrăm în echipa noastră, mă refer aici la angajați. Vom vedea exact ce ne va rezerva viitorul, pentru că de fiecare dată tinde să ne pregătească și surprize. Vedeți cumva o dezvoltare a brokerilor de asigurare și pe partea de soluționarea daunelor sau astfel încât să fie nevoie de oameni mai tehnici, să spunem, în cadrul brokerilor de asigurare? Din ce în ce mai mulți brokeri și chiar și noi avem în vedere pentru anii ce vor urma sau perioada ce va urma, ne lua specialiști lângă noi, specialiști pe acest segment al regularizării daunelor, nu neapărat să creăm un business din acest segment, ci doar să venim în ajutorul clienților, ca și tot pe parte de consultanță. Ca atare, probabil, în acest trend de profesionalizare și de creșterea calității serviciilor, vom ajunge să atragem către noi și specialiști pe parte tehnică, să-i spunem așa, da? Cu privire la daune. Mai avem foarte puțin din emisiunea de astăzi și de aceea, înainte de a încheia, aș vrea să vă întreb pe scurt care sunt principalele obiective pe care le aveți pentru anul 2016. Exact cum am spus și mai devreme, încercăm tot o creștere tot între 40-50 de procente, chiar dacă primul trimestru ne arăta semne ceva mai bune, suntem realiști și rămânem pe aceste poziții, atingerea unui număr de aproximativ 40 de puncte la nivel de țară, dar vom investi resurse importante în profesionalizarea echipei anul acesta, vorbim de traininguri, de workshopuri, de specializarea oamenilor pe anumite categorii de asigurări, și pe creșterea calității. Trebuie să conștientizăm că ne aflăm în 2016 și clientul are nevoie de noi, de consultantul. Și după o perioadă destul de tumultoasă în această industrie a asigurărilor, care, azi, cu siguranță, ați zis bine, tumultoasă. Cred că și-a pus amprenta și asupra clienților. Evident. Am ajuns la finalul emisiunii. Din păcate, trebuie să punem punct. Vă reamintesc că alături de mine a fost domnul Antonio Babetti, director general Globasig, broker de asigurare. Eu sunt Mihai Crăcea, redactor șef la publicațiile Exprim și până săptămâna viitoare vă spun, rămâneți pe RFI. Emisiunea v-a fost oferită de portalul unuasig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii. RFI